Sunt ultima la catalog, v-ați prins, da? O cheamă Trandafir, cu T. Un alt dezavantaj al căsătoriei. Să nu mă spuneți că soțul meu nu e aici. Diferența dintre ceea ce facem și ceea ce suntem capabili să facem este suficientă pentru a rezolva o mare parte din problemele omenirii, spunea Gandhi. V-ați gândit și voi, atunci când erați copii, la fel ca și mine, ce vreți să vă faceți când veți fi mici? Ingineri, economiști, doctori, topografi, juriști, psihologi? Cu siguranță v-ați gândit să vă faceți director regional, director de vânzări, director de marketing, director de agenție, consultant financiar? Nu cred, nici eu. Visul meu a fost să mă fac medic. M-a fascinat această meserie prin puterea cu care poate schimba perspectiva oamenilor, de la moarte la viață. Puterea celui cu adevărat puternic astfel se manifestă. Să știi că poți distruge pe cineva, să nu o faci și acela să nu știe, spunea Marin Preda. Nu m-am făcut medic. Nu pun diagnostice, nu operez, nu scriu rețete, însă asigur viața și sănătatea oamenilor și îi ajut să-și planifice viitorul. Pot să spun că industria asigurărilor de viață, mai ales pe mine, și nu invers. Acum 8 ani când am venit în NN, mindset-ul meu era, am venit să încerc, nu să rămân. Era un scut de autoapărare în fața eșecului. Am pornit oarecum îndârjită și contrariată și de părerile apropiaților mei, care îmi ziceau, tu om de cifre să faci vânzări și ce vânzări asigurări și cine cumpără asigurări în țara asta. Dominată fiind și de o mică depresie, am început să acționez. Am preluat o echipă cu 7 consultanți, care nu eram în performanță, că așa se întâmplă de obicei, și am început să recrutez, să mă înconjur de oameni potriviți. Oameni cărora le-am schimbat perspectiva, am muncit împreună, am învățat împreună, am evoluat și aproape fără să ne dăm seama, am ajuns în top 10. Eram uimiți, mândri, încrezători și eram 17. Consultanții mei și cu mine. Contează cât ai, contează ce faci cu ceea ce ai. Am învățat că în viață, impactul pe care îl ai asupra celorlalți este esențial în atingerea scopurilor. Un impact personal pozitiv te poate ajuta să obții tot ceea ce îți dorești. Anul trecut am acceptat o altă provocare. Am preluat o echipă mai mare, o agenție cu 64 de consultanți. Am simțit că eu de la capăt, mai greu decât prima dată. Mindset-ul meu însă era altul. Nu mai era am venit să încerc, era am venit să reușesc. Care credeți că a fost prima întrebare, prima impresie pe care mi-a spus-o echipa mea de management? Nu? Nu merge recrutarea. În rest, vedem noi ce facem. Vă sună cunoscut? Inițial au crezut că eu am rețeta succesului. Însă aceasta a luat naștere în momentul în care am devenit cu toții o echipă. Am început să muncim disciplinat, perseverent, să recrutăm. Și astăzi suntem 75 de consultanți și 9 manageri. Ne-am planificat ca până la finalul anului să ajungem la 88 de consultanți și 10 manageri. Viorica, nu mai am încotro. Va trebui să mă țin de planificare, m-a auzit toată lumea. Viorica este sales managerul meu aici în sală. Așa că atenție, echipă. Ne vine ușor astăzi, 16 mai 2019, să vorbim despre motivație, satisfacție, rezultate, sănătate, echipă. Însă vreau să vă spun o poveste atipică din 1859. De-a lungul veacului, noi românii ne-am delectat cu scrierile lui Ion Creangă și Mihai Eminescu, două genii care mie mi-au marcat copilăria. Pe vremea când erau amândoi în societatea Junimea, erau prieteni foarte buni și locuiau amândoi în Iași, într-o boșdeucă. O boșdeucă care avea pământ pe jos. Dormeau în două paturi perpendiculare unul pe celălalt și îi spuneau bădiță Mihai și bădiță Ioane. Unul a scris Sara pe deal și celălalt a scris primul abecedar pentru copiii români în 1859. Contextul era unul nefavorabil. Ion Creangă fusese dat afară din rândul institutorilor și pentru că împușcase niște ciori pe crângătura unei biserici. Statul român nu avea bani pe vremea aceea și a tipărit 4.000 de manuale insuficiente și care s-au epuizat în câteva zile.
Ce a făcut Bătiță Creangă? A restituit statului român Simbria și i-a rugat să tipărească încă 8.000 de manuale. În total, 12.000 de manuale pentru copiii români. Și cum spunea Eminescu, am învățat că un om poate avea totul neavând nimic și nimic având totul. Nu contează cât de mult ai, contează ce faci cu ceea ce ai. Mulțumesc! Nevoia te învață. Majoritatea oamenilor cred că a vorbi este același lucru cu a vinde. Cei mai experimentați oameni de vânzări știu că ascultarea reprezintă cea mai importantă parte a acestei meserii. Nu mă interesează asigurările și nici subiectul legat de asigurări. Nevoia te învață. O să vezi tu mai târziu. Am acceptat întâlnirea cu dumneavoastră pentru că la telefon colega dumneavoastră mi-a suscitat curiozitatea. Îmi spune domnul client cu care m-am întâlnit săptămâna trecută la sediul lui Elegant din Dorobanți. Ce sediu frumos aveți și locația este nemaipomenită. Va costa ceva, nu? Da, într-adevăr, este o locație care o să vă avantajeze pe termen lung în relația cu finanțatorii. Este un activ important pentru compania dumneavoastră. Și vreau să vă felicit și pentru creșterile substanțiale pe care le-ați avut în ultimii ani. De altfel, sunteți cel mai important jucător din piața vânzătorilor de cafea și a expresoarelor profesionale. V-a fost dificil să ajungeți aici? Da, și eu în jobul meu mă întâlnesc zi de zi cu tot felul de provocări și eu mi-am făcut planuri pe termen mediu și lung și mă bazez pe mine și pe echipa mea. Este dificil să adun lângă tine oameni care să învețe și să rămână alături de tine, să te sprijine. Aveți 140 de angajați și la 3-4 luni vă pleacă 3-4 angajați? Am soluții pentru dumneavoastră. Asta știu că presupune costuri substanțiale să schimbați oameni atât de des. Am soluții care să vă ajute în retenția și loializarea lor. Soluții care vin și vă sprijină și din punct de vedere fiscal și vă oferă și o reducere a taxelor pe care le plătiți la stat. Sună interesant? Sigur. O să dezvolt subiectul. De asta am aflat aici. Nevoia te învață. Vă e teamă că nu o să ajungeți acolo unde v-ați propus? Și mie mi-e teamă. Mi-e teamă în fiecare zi pentru copiii mei, pentru că trăim într-o lume nesigură. Se întâmplă zilnic în jurul nostru tot felul de evenimente pe care nu le putem controla. Și din cauza asta aș vrea să nu ratez nicio zi din viața lor. Cel mai tare vă sperie stresul și colesterolul? Întotdeauna mi-am dorit să mă fac medic, să ajut oamenii care au probleme de sănătate. Numai că astăzi ne-am întâlnit aici în alte circumstanțe. Dumneavoastră vindeți cafea și mie îmi place să o beau. Și vreau să vă spun că este foarte bună cafeaua dumneavoastră. Și mă pricep. Sigur nu. Mă uit la ceas. A trecut mai mult de o oră decât timpul pe care l-am setat cu domnul client la începutul întâlnirii. Mă bucur că întâlnirea cu mine vi s-a părut utilă și interesantă. Da, ne revedem săptămâna viitoare, în aceea zi, la aceeași oră, cu soluții concrete. Cam așa se desfășoară întâlnirile noastre cu clienții în fiecare zi. Discuția este despre viață, despre ei, despre visele lor, despre fricile lor. La 2-3 astfel de întâlniri semnăm un contract, în funcție de experiență și competențe. Nevoia te învață. Cel mai citat psiholog social din lume, Cialdini, vine și ne povestește în ultima lui carte, Persuasion, despre cum poți să te joci cu atenția oamenilor ca să obții un da. El vine și ne spune prin teoria lor că să obții un da de la cineva nu este nevoie să-i schimbi percepția sau convingerile. Există o fereastră magică de timp înainte de a livra mesajul, în care te joci cu atenția lui și la final obții daul fără prea mare efort.
Mi s-a părut foarte interesantă teoria lui și cartea și am căutat o analogie în viața de zi cu zi ca să pot să o transfer echipei mele. Am stat și m-am gândit vreo două zile și mi-am dat seama că tocmai ce am trăit de curând o astfel de analogie. Nu o să vă vină să credeți. Nevoia te învață să înveți de unde nu te aștepți. Fetița mea de 10 ani, Teodora, este în clasa 4-a. Dacă aveți copii, probabil că ați auzit de formația Five Gang. Dacă nu, nu vă doresc să auziți. Cea mai în vogă melodia lor se numește SOS. E, da, în cantități industriale, exact, și o cântăm împreună. Ce credeți că am făcut? I-am cumpărat bilete la acest concert pe 1 iunie. Mai grav e că trebuie să mă duc cu ea. 130 de lei am dat pe bilet. Cum am făcut asta? Să vedeți. Vine la mine săptămâna acum două săptămâni și îmi zice: te-ai gândit ce mi-e de 1 iunie? Zic: nu. Vrei să te ajut? Spune. Aș vrea să merg la concert, la Five Gang. Merg majoritatea colegilor mei, e în vogă formația asta la ei în clasă, și vreau și eu să merg. Cu cine? O întreb. Păi cu tine. Te rog, cu tine, știi că tata nu suportă versurile astea. Și știi, aș vrea să cumpărăm biletele acum, online, că nu mai sunt multe și vreau în fața acolo ca să văd, știi că-i ador. Uite, ți-am adus și cardul. El îmi spune: știai că Five Gang vinde materiale promoționale? Și îmi bagă telefonul în față. Uite, un hanorac 170 de lei. Leagă de aici, îi spun. Un tricou 100 de lei. Un poster 20 de lei. Mi-l iau, da? Nevoia te învață să înveți din situații și de la persoane de la care nu te aștepți. Știți că în relația părinte-copil există alături de această prepersuasiune de care vorbește Cialdini și o doză de manipulare. Vreau să vă întreb, conștientizați că în zilele voastre ați experimentat această prepersuasiune cu un partener de viață, cu colegul, cu șeful, cu un client? Mulțumesc!